Dar portarul ce a pățit? Portarul ce a avut? Portarul, nu ai cum să-l insinuezi pe portar de blat, pentru că e și străin, în primul rând. Doar eu am făcut așa, cât de cât, o glumă la valoarea lui, nu la incorectitudinea lui. Da. Adevărul... Bine, ați văzut ce... ce șuturi a apărat, astea trei care le-a luat erau imparabile, n-avea cum să le apere. Parcă era Carlos al stelei de pe vremuri. Am râs la treilea gol. Am leșinat de râs la treilea gol, care la data asta m-a râs Nicolae. Că dacă stătea și nu se mișca, probabil se lovea mingea de el și se ducea afară sau nu știu, se respingea mingea. Dar el a făcut o mișcare încât să o bage în poartă. Să nu cumva... Dar să știți că în ultima vreme și Zapata face mișcări de asta. Și la mingea, la primul gol, a fost prea puternic șutul ăla. Și n-a putut să lagă să ajungă. Și a depășit cu toată circumferința. A milimetric a salvat. Doamne, mă, cam amuză fotbalul. Asemenea portar, că în viața vieților mele n-am întâlnit asemenea portar. De unde l-am găsit? Nu știu. Să joace și cu Steaua, când o să joace cu Steaua, el să apere. Deci, mă, cam amuză fotbalul, nu vă mai întristează. Doamne, iartă-mă. Nu? Zic, vă amuza, zic, e bine că vă amuza meciul de la Ploiești. Păi, dar să știți că am râs. Bine, adevărul că asta e liga portarilor bâlbuiți. Ați văzut ce a făcut și Zapata, și Stăncioiu aseară, și Stelea în prima etapă și tot așa. Da. Păi da, și Zapata ce a făcut? Zapata a făcut în două meciuri, a făcut și primul meci și al doilea meci. Dar asta, bine, a greșit omul. Primul meci Zapata, al doilea a fost parabil, a băgat-o în poartă, a greșit omul, nu știu ce. Zapata s-a văzut că are valoare de portar. Mă, dar ăsta a luat trei goluri de circ, de ne-am râs, am leșinat de râs. De-aia sunt acum încă conectat. Mă, să înțeles, să joace și cu noi, când joacă otoperi.